Muzeul este adăpostit într-o clădire monument istoric, denumit cândva Palatul Poștelor, localizată undeva în bătrânul centru istoric al capitalei. Clădirea a fost realizată în stil neoclasic după planurile celebrului arhitect Alexandru Săvulescu și inspirată de Palatul Poștelor Federale din Geneva. În 2002, muzeul a intrat într-un amplu proces de consolidare și modernizare. Muzeul trece printr-un amplu proces de consolidare a clădirii, început în 2002, care s-a oprit în 2005 și se va relua cu siguranță acest proces de consolidare și reorganizare a expozițiilor de bază în curând. În acest moment, muzeul este deschis parțial și publicul poate vizita două expoziții permanente, Tezaurul istoric și Lapidariumul, care conține și copia Columnei lui Traian. Desigur, în holul central organizăm foarte multe expoziții temporare. Noi ne-am început vizita cu expoziția permanentă Lapidarium, unde am admirat și o copie a Columnei lui Traian. Este o copie fidelă a Columnei lui Traian de la Roma. În mărime naturală avem copia bazei columnei. Deci baza columnei este mărime naturală și copii după scenele de pe columnă așezate în așa fel încât pot fi admirate și analizate. Tot în Lapidarium se regăsesc și monumente epigrafice și arhitectonice, datând din epoca antică și din Evul Mediu, toate plasate într-o expunere cronologică. Sunt prezentate monumente civile, religioase, sculpturi, dar și evenimente decorative și de arhitectură. Cel puțin la fel de spectaculoasă este și sala Tezaurului istoric, unde sunt expuse peste 3000 de piese deosebite, foarte multe unicat în lume. Vorbim de piese realizate din metale și pietre prețioase ce au aparținut unor civilizații ce au existat de-a lungul timpului pe teritoriul actual al țării noastre. Practic este o ilustrare a istoriei noastre prin intermediul bijuteriilor și obiectelor din metale prețioase și pietre prețioase de la începutul epocii pietrei, când a fost descoperit metalul galben, aurul, deci din noua epoca pietrei, din neolitic, până în epoca contemporană. Avem unul dintre cele mai spectaculoase tezaure, tezaurul de la Hinova, care datează din epoca bronzului. A fost descoperit întâmplător în anii 80. Arheologii cercetau un castru roman. Hinova este o localitate lângă porțile de fier, lângă Drobeta, Turnul Severin. Cum spuneam, ei cercetau un castru roman și au descoperit întâmplător într-un vas de pământ acest tezaur magnific. Judecând după cantitatea de aur și de bijuterii pe care o conține, mai mult ca sigur provenea dintr-un atelier de orfevrărie, deci dintr-un atelier unde se prelucra aurul și se realizau bijuterii. Din sala tezaurului nu ar putea lipsi, bineînțeles, bijuteriile familiei regale. Bijuterii care au aparținut celor două cupluri regale, regina Elisabeta, regele Carol I și regina Maria, regele Ferdinand. Se știe că regina Maria era o femeie foarte frumoasă și foarte cochetă și comanda foarte multe bijuterii realizate la marile ateliere de bijuterii europene. Și foarte multe dintre ele erau realizate după schițele pe care le făcea însă și regina. Avem coroanele regale, garnituri de bijuterii pe care cele două regine le-au purtat la încoronare și tot felul garnituri de bijuterii pe care le purtau cele două regine. O poveste și mai fascinantă decât cea a podoabelor regale o au însă cutiile de bijuterii ale reginei Maria. Casetele au o poveste interesantă, au găzduit după moartea reginei inima acesteia, pentru că a fost ultima dorință a reginei lăsată prin testament ca inima să-i fie păstrată la Balcic, acolo unde și-a petrecut ultimii ani din viață.
dorința a fost respectată, inima a fost depusă în caseta mai mică din argint, care era învelită în drapelul României și al Angliei, pentru că, se știe, regina era nepoata, descendenta familiei regale a Angliei, nepoata reginei Victoria. La rândul ei, caseta mai mică din argint, depusă în această casetă mare din aur. O perioadă, casetele împreună cu inima reginei au stat la Balcic, dar după cederea cadrilaterului, când Balcicul revine Bulgariei, una dintre fiicele reginei, principesa Ileana, a luat casetele cu inima reginei și le-a dus la Bran. După ceva timp, piesele împreună cu inima reginei au ajuns la Muzeul Național de Istorie a României, unde se găsesc și astăzi. Pe măsură ce lucrările de consolidare vor avansa, reprezentanții muzeului speră să redeschidă treptat expoziția istorică permanentă. Astfel, alte povești la fel de uimitoare ca aceasta, cutiei de bijuterii, vor putea ieși din nou la suprafață, încântând vizitatorii de pretutindeni.